Odată cu ridicarea restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, activitatea instituțiilor a revenit la normal, la unele mai repede, la altele ceva mai târziu. Una dintre instituțiile care și-a revenit extrem de repede este Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. Însă AJFM Hunedoara a fost activă și anul trecut în plină perioadă pandemică. Noi anul trecut am avut prima bursă locurilor de muncă pe țară, în iunie, dacă vă amintiți. Ați spart gheata la nivel național. De curajoși încât în pandemie să organizăm o bursă a locurilor de muncă. Atunci am gândit-o ca eveniment organizat afară, în față la AJFM, la sediul de la Deva. A fost prezentă doamna ministru de la acea vreme, au fost destul de multe persoane interesate care au participat. În toamnă, în septembrie, am mai avut o altă bursă a locurilor de muncă la Hunedoara, unde la fel am avut înregistrat un număr foarte mare de locuri de muncă vacante și acolo am avut peste 400 de participanți. Apoi, luna trecută, la puțin timp după ridicarea restricțiilor, AJFM Hunedoara a organizat o primă bursă a locurilor de muncă la Orăștie. Prezentă recent în emisiunea La Subiect, difuzată pe 1TV Deva, Georgeta Tomuța, director executiv al AJFM Hunedoara, a precizat că s-a organizat respectiva bursă la Orăștie, întrucât acolo sunt multe locuri de muncă vacante, iar angajatorii apelează și la personal din alte județe. Anul acesta am avut în aprilie bursa locurilor de muncă la Orăștie. Știți că localitatea Orăștie este o localitate unde se găsesc foarte multe firme, se regăsesc ca și obiect de activitate, sunt fabrici multinaționalele și acolo există tot timpul nevoie de loc de oameni, de forță de muncă și sunt foarte multe firme care aduc oameni din localitățile limitrofe sau chiar județul Alba să lucreze la Orăștie. Apoi, zilele trecute a fost organizată la nivel național Bursa Generală a Locurilor de Muncă. În județul nostru, aceasta s-a desfășurat în 6 locații, lucru ce plasează Hunedoara pe primul loc pe țară la acest capitol. Ținând cont de succesul acestor burse, în curând se va organiza o acțiune similară și în orașul Simeria, data exactă urmând a fi anunțată în zilele următoare. Acum, la nivel național, s-a dat startul la Bursa Generală a Locurilor de Muncă din 20 mai. Noi am avut declarate 6 locații, cele mai multe din țară. Ne-am propus să fim în cât mai multe locuri aproape de cetățeni. S-a acoperit aproape întreg județul, da, organizarea acestei burse. Cât de curând vom avea o bursă și la Simeria, pentru că am avut lipsit de data aceasta domnului primar solicitare în acest sens. Bine, Simeria fiind foarte aproape de Deva, noi am gândit că atât șomerii cât și angajatorii pot să fie prezenți la Deva și au și fost. La recenta Bursă Generală a Locurilor de Muncă, 174 de agenți economici din județ au pus la dispoziție 1173 de posturi. La bursă au fost prezente 3241 de persoane, dintre care pentru 203 s-au făcut forme de încadrare în muncă pe loc, iar alte 976 au fost selectate în vederea angajării.